O nouă alertă falsă cu bombă a avut loc astăzi la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani și la o universitate din capitală. La fața locului au intervenit serviciile specializate. Forțele de ordine au încercuit zona și au evacuat toți angajații și toți cei care la moment se aflau în interiorul clădirilor. Verificările au durat mai mult de o oră. În timp ce poliția se afla în interiorul clădirilor, unii oameni au aflat de la echipa noastră de filmare despre declanșarea alertelor cu bombă. Nu s-a întâmplat nimic, totul este liniștit, nu am fost anunțați despre alertă. Nu prima dată. Dacă nu greșesc, vreo 6-7 ori, deja nu este. Eram pe loc, da, au intrat polițiști, au intrat ăștia care cu antiminele, cu câinii, avea căpcat birourile. Cred că în jumătate de oră se hotărăște, ca de obicei. O dată în săptămână, cam așa e aici. Potrivit poliției, anunțul privind minarea celor două sedii a fost făcut telefonic de către un bărbat deocamdată neidentificat. Făptașul riscă o amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau până la 2 ani de închisoare.